Doamne ajută, dragi prieteni, început de iunie s arată roada frumoasă, grâul are un metru, 80 cm, un metru. e un lan foarte frumos, chiar dacă precipitații n-au mai fost de câteva săptămâni aici, s arată o roată foarte bună. Întrebarea mea retorică vine către Ministerul Agriculturii și către Guvernarea Oamenilor Buni. Fermierii de aici, de la Nord, sunt în regiunea Șoldăneștiului, întreabă ce au să facă cu această roadă frumoasă, pentru că majoritatea dintre ei au depozitele pline cu porumb, cu grâu. Vreau să întreb dacă Guvernarea știe cât costă astăzi floarea soarelui. Dacă nu, eu vă spun, la începutul de iunie 2023, floarea soarelui din depozit se vinde cu 5,76 lei. E un preț în jumătate față de ce era în toamnă. Și nu-i problema cu de bursa internațională, problema e în monopolurile din Republica Moldova. Asta înseamnă că statul, care e lipsă, nu are treabă cu capacitatea noastră de depozitare și de export. Încă o dată repet, sunt sigur că foarte mulți fermieri au să susțină ce aici spun eu. Astăzi nu este problema invocată de guvernare în prețurile internaționale, ci în cei care au pus mâna între ani, nu zic anul ăsta, Transoelu, Vitrade-ul și nu mai sunt, corporațiile astea super gigante și de la Nord, care au pus mâna pe capacitățile noastre de stocare a cerealilor, silozurile, da? Căile ferate, cu toate vagoanele care le-au luat în arendă pe ani de zile înainte. Și cel mai important, portul Giurgilești. Portul care ar fi trebuit să lucreze în și pentru interesul național, pentru interesul fermierilor și nu pentru interesul monopoliștilor. Dacă nu, nu o să înțeleagă guvernarea, pentru că fermierii or să iasă, așa cum au promis la început de iunie. Au să iasă în stradă. Dacă n-au să înțeleagă, astăzi, deja e târziu astăzi, început de iunie, e târziu, trebuia din aprilie, martie, februarie chiar, să negocieze sau să pună piciorul în prag ca monopoliștii de aici, vaja și cu cine mai sunt ei, 3-4 companii super mari, să ofere prețul bun pentru cereale fermierilor și producătorilor autohtoni ca să golească depozitele, iar fermierii să poată prinde niște bani pentru că au datorii la bani și au datorii pentru îngrășăminte, pentru minerale, pentru sămânță, pentru motorină, pentru orice și și banca nu te așteaptă și ceilalți nu te așteaptă. Fermierii ar fi tras-o în gât de oxigen având niște bani în buzunar și s-ar fi pregătit de sezonul nou, fraslor. Acum fermierii sunt disperați și întreabă eu de pe câmp, ce fac cu 3 tone de sau 4 tone, cât or să fie la hectar, cât o da bunul Dumnezeu. De grâu, ce fac cu el? Îl las pe deal, așa cum vedeți aici? Pentru că omul are ce să facă. Să-l duc, să-l toarne, hai când ai o cotă, 2 hectare și ai tone de grâu, îl duci acasă să îl pui pe, un, pe o fățare, acasă, în curte, în pod, în... Dar dacă tu ai 20-30 de hectare, unde îl depozitezi? Nu ai. Noi nu avem capacități. Noi n-am investit anii ăștia în infrastructură și asta e o problemă majoră. De asta, sugestia mea pentru ministrul agriculturii și cei care astăzi sunt mai mari zilei, să ia rugămințele fermierilor în serios. Foarte în serios. Și astăzi să pornească motoarele exportului pentru cerealele din Republica Moldova. Eu înțeleg că băieții ăștia monopoliști au făcut anul ăsta bani cât n-au visat timpul lui Placutniuc și a lui Dodon luat împreună. Eu cred că anul ăsta miliardele câștigate pe loc drept de pe ucraineni, ucrainene le acoperă le acoperă în următorii 10 ani să nu mai facă nimic. Dar dacă nu înțeleg monopoliștii, poate e timpul să discutăm cum naționalizăm portul, cum naționalizăm înapoi capacitățile de stocare, că le-au privatizat, le-au luat pe bănuți, sau creăm o rețea nouă, și venim cu un sistem nou de management în domeniul agriculturii Pe cooperativele de producere și de export Și tot ce înseamnă capacitatea de depozitare și de export Să aparțină fermierilor Asta e propunerea politică pe care o are Partidul Democrației acasă Tot ce înseamnă producători de cereale Organizați în cooperative Și ei au dreptul să-i exporte primordial, prioritar Prin port, prin tot ce avem noi ca și stat Să-i exporte cereale După care putem presta servicii Altor state, altor companii, altor neamuri, națiuni. Iar banii care îi câștigă să nu se ducă în offshore, în Cipru, dar să vină în cooperativă, în dezvoltare. Anul ăsta fermierii, dacă aveau capacitate de export și erau a fermierilor, banii câștigați din exporturi cereale, le ajungeau fermierilor să facă în rețea de depozite uriaș. Cât noi nu producem, pentru 2 milioane, pentru 3 milioane de tone, cât noi nu producem cereale în țara asta, pentru că bani s-au câștigat. E enormi, uriaș. Numai că banii ăștia s-au dus în, în, în offshore, în Cipru, în alte offshore-uri, în destabilizări, în proteste s-au dus. Cu regret. Cu regret așteptările sunt mari de la conducere, de la Ministerul Agriculturii, de la prim-ministru, să vedem dacă au să înțeleagă misiunea pe care le-au încredințat -o oamenii. Iar eu le doresc răbdare fermierilor. Și ne vedem la protest.